domnule președinte al Consiliului de Țean, domnule subprefect, distinsă audiență, sunt comandul Patronul 116 Sprijin Logistic, locotenent colonel Mohora Daniel. Este o deosebită plăcere și de asemenea onoare am adresat dumneavoastră în această zi în care Maiorul George Cristian Lutanu îi se conferă titlul onorific de Cetăţean de Onoare al municipiului Craiova. Maiorul George Cristian Lutanu este unul din scorpionii brigăzii multinaționale Sud-Est, încadrat la Patronul 116 Sprijin Logistic. George Cristian Lutanu s-a născut la data de 18 mai 1985 în Craiova. A absolvit în anul 2004 Colegiul Național Carol I din Craiova, ulterior a urmat cursurile Academiei Forțelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu, pe care a absolvit-o printre primii în anul 2008. Militarul și-a continuat pregătirea academică, urmând în perioada 2008-2010 studii masterale la Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Politice, Programul Securitate Națională și Euroatlantic. Ulterior absolvirea Academiei Forțelor Terestre, militarul a fost încadrat în funcția de comandă de pluton la Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab, supranumit și Scorpionii Roșii. Misiunea executată în anul 2011 în teatrul de operații din Afganistan, provincia Zabul, a reprezentat un moment de turnură în viața și cariera ofițerului, când în data de 1 mai 2011, pe timpul executării unei misiuni de patrulare, în scopul asigurării crucii de mișcare, autovehiculul blindat de tip Enrap a fost ținta unui atac cu dispozitiv exploziv improvizat, care a aruncat în aer vehicul. În urma evenimentului, a rezultat rănirea locotenentului la cea dată, Olteanu George Cristian, și altor 3 militari din plutonul condus de acesta. Starea s-a necesitat de evacuare la Spitalul Rol 4 la Stud, din Germania, și ulterior, după efectuarea intervențiilor chirurgicale necesare, la Spitalul Militar Central Dr. Carol Davila din București. La un an de la incident, ofițerul revine în rândul scorpionilor, la comandamentul Brigăzii 2 Infanterie, actuala Brigadă Multinațională Sud-Est, și începând cu data de 1 decembrie 2017, conduce Centrul Secundar de Învățare a Limbilor Străine Craiova, dând un exemplu de curaj, dăruire și simț al datoriei. În semn de recunoștință și apreciere pentru devotamentul excepțional și spiritul și sacrificiul dovedit în timpul exercitării cu succes a misiunilor încredințate în teatrul de operație Afganistan, data de 23 aprilie 2015, locotenentul Olteanu George Cristian a tot avansat înainte de termen la gradul de capitan, iar în data de 1 decembrie 2017 a fost avansat excepțional în gradul de maior. De asemenea, pe parcursul carierei, urmarea activității desfășurate, ofițerul a primit următoarele distincții și decorații. În anul 2011, ISIN a participat la misiuni semnătate și emblema de onoare a Armatei României, un semn de război acordată de Ministrul Apărării Naționale. În anul 2013, Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de cavaler, acordat de președintele României. În anul 2013, titlul onorific de militar veteran, iar în anul 2013, emblema de beiț în slujba păcii, clasa a 3-a, acordată de șeful statului major al forțelor terestre. Toate aceste distincții și recunoașterea valorii militarului sunt argumente venite să susțină conferirea titlului de cetățean de onoare. Distinsă audiență, în încheierea acestui moment vă sunt recunoscător pentru atenția acordată, doresc să vă mulțumesc pentru aprecierea pe care ne-o arătați, pentru modul în care a ajutat la promovarea imaginii Armatei României și vreau să vă asigur că ne vom face datoria cu profesionalism și vom răspunde prezent de fiecare dată când va fi nevoie. Pentru întreaga activitate în serviciu militar, pentru curajul, sacrificiul și devotamentul demonstrate față de națiune și comunitate, se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova, maiorului Olteanu George Cristian. Domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule subprefect, dragi camarazi și prieteni. În primul rând, îi mulțumesc domnului locotenent colonel Mohora Daniel pentru prezentarea făcută. Este o deosebită onoare pentru mine să primesc titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova în această seară, titlul primit de Nicolae Romanescu în anul 1932 și de atâtea personalități marcante de-a lungul timpului. Primesc această distinție nu doar în nume propriu, ci și în numele celorlalți militari răniți alături de mine și în numele camarazilor alături de care am luptat. este o recunoaștere a eforturilor și a sacrificiilor făcute de fiecare din noi, recunoaștere cu atât mai plăcută cu cât vine în zi de sărbătoare cu deosebită importanță pentru comunitatea locală. Persoanelor din Ministerul Apărării care m-au sprijinit de-a lungul timpului, familiei și prietenilor care întotdeauna mi-au fost aproape și nu în ultimul rând dumneavoastră, autorităților locale, vă adresez sincere mulțumiri. La mulți ani Craiova, la mulți ani Craioveni!